Bună seara, oameni buni, ne ajunge Sfânta Vasile. Am decis să vă urăm, dar mulți sunt departe, pilatesc nu putem trece. Și... Dar nu e nicio problemă, acolo jos în descriere și cardul, da, cu datele bancare și transmiteți fiecare cât poate, da? Porniți plugul la flăcăi! Strigați odată! Aho, aho, copii și frați, vă rog distanța să o păstrați, iar noi vă apropiați doar cu anticorpi și vaccinați. Vă urăm fără protest dacă aveți PCR test. Dacă nu sunteți vaccinați, mâinile dezinfectați, cât nu 50 să mai turnați, pentru sănătate și bunăstare, dar să trecem la urare! Hei, 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 hai să urăm flăcăi! Hei, hei, hei! Bărbați cu clopoței! Roată, ei, bună seara și Goananu! Vă urează Zebra Show! Ne cerem scuze că ne-am scălțat. Nu, da, nici nu de mâini, frate. Da, dar stai, nu te grăbi, trebuie pe rând luați. Ne aducem aminte de tot ce s-a întâmplat în acest an. Noi urăm azi fac caiful, nouă rublim întrebul. După curse mai bine noi să primim în dolari și în euro. Noi urăm azi fac caiful, nouă rublim întrebul. După curse mai bine noi să primim în dolari și în euro. Roată-i! Ei, dar iată că reușim să înceapă și anul tigrului de apă. Apă avem în toată țara. Mai ales pe albișoară. Da. Din păcate, la zoo, tigri avem cam puțin timp. Dar pentru tigri trebuie lei. Nu, 2021 a fost un an cu soare. Da, fără autoizolare. Din păcate, cu multă stare de urgență. În schimb, 30 de ani independenți. Uite, dar măcar drumurile s-au reparat. Tocmai stâlpii pe aducă în picat. Podul de piatră s-a dărâmat, multe capică s-au spălat. Au făcut altul la buiucani, viteza de lucru 5 metri pe an. Roată-i! În schimb, din arhitectură vești au ajuns până la Humulești. Și nimeni nu a visat niciodată că creangă o să ajungă să fie reparată. Și de la Flacăra în vale poți liber să iei piciorul de pe pedale. Și să nu caldă de pe frunte strop, de fric să nu nimerim prin gropi. Băi, pentru confort sau disconfort s-au creat benzi noi pentru transport. O bandă aparte este marcată, iar alta cu mașini aglomerate. Transport cam deficit și benzile spustii, dar în mașini auzi numai prostii. Galbenă e banda, trolebuzul trece la 7 dimineața, lumea smatește. Neti-ue! Cred că a venit timpul să dăm niște medalii pentru câteva Natalia. Prima la sfie a lui Bolocan, soții. Dacă țineți minte, la alegeri a fost o luptă mare, căutau studenți acolo prin dosare. Dacă l-ați înțeles cine-i subsemnata, e vorba de albătnat. Și țineți minte, la aeroport acolo eu găsit un gram. De asta care îți vinde pe Telegram. Natalie, 0,78 de grame, Natalie, trebuie să te împarți și cu Andrei. Roată-i! Da, un merit muzical aparte, transmiteam în Rusia de parte, unde fix ca un polip s-a lichit Natasha de Filip. El a văzut că e frumușică, dar poate o încurcat cu o căpșunică. Da, asta e tot la sadul atunci la era. Filip, în schimb, e vestit, a încercat să-i fac un hit. Dar de mai bine ler decât piesa asta lor, Sugar. Наташа, Наташа, ты моё сердце и душа. Наташа, Наташа, гардиенушка моя. Roată-i! Și clar lucru prima în top e Natasha de la TV-ul. După dialoguri, interviuri, un milion, a fost curată de Platon. Platon așa care-i filosof. omul e așa care crede, dacă fur nu-i grea. Și am zis, acolo, dar ea v-am nesornoșcu. Mai scurte că așa, Platon mai băiețăi, au avut și Moldova și politica ei. Ei, nu, drept când atunci s-a spus că s-a recunoscut vina și acum e mai alături de regina. Cafcaliuc e la Londra și Platon e la Londra. O problemă era, tare tristă era, n-au venit tata așa. Țara au fost alegeri anticipate, de-aia ca la bălți, repetate. Și nu i-au ajuns nici acele trei foane din mână și au rămas fără primărie, sărmana marină. Iar la bălți electorală, eu odată în 4 ani, până m-a fost Renato, apruțășiu și eu primar. Și din stânga au venit voturi, dar din dreapta doar un pic. Am rămas doar deputată și plâng. Mi-au spus, calmează-te, nu-ți mă gasta, ai cum ai stat tu la oraș, și fură tu înșetișor, ca liderul vostru Ilan Șor. Ura! 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 Băi, dar de cât dată căutare la Interpol? Și cu tine, băi, l-am văzut în Israel, la mor. Oată, băi! E un subiect actual pentru bălțeni, dar și pentru cei din Negureni. Acum un șoc content a apărut pe internet, precum că o mustață s-a învășit într-o crețasă. Acum, la început de an, s-a primit că Nina cu Renato s-a întâlnit. Păcat, păcat. Dar și păcat. Rătus și cu Renato. Și lumea acum grăiește. Doi dragoste sau e hai. Nu știu, eu nu le-am pus nici un like. Nu, dacă serios și-ar mai tare s-a bucurat Emilian, ca să aibă așa cum dat. Știți deja, Spania, Egipt, Seychelles. Lui Renato pentru Nina nicăieri jale. La Crețu Nina s-a prins Nina, de când e cu satei nu-i masă când s-o scunghi benzina și motorina. Ești bravo Nina, maladeță, da, frații ăștia, roata, băi! Ei, haideți mai vorbim puțin și despre sport, în care în acest an s-a depus mai mult efort. Spre exemplu, la Oslo avem chiar 2 medalii de frunte și ne-am ales cu 2 campioni mondiali la lupte. Ei, dacă mai deschidem și o acoladă, știți, avem și o medalii de bronz la Olimpiadă. La fel ca corabia lui Noie, a fost și olimpicul nostru la canoie. Din câte mai țin minte și Italia campionatul mondial a câștigat. Asta e dacă tot vine, eu vă dar. Nu e ruzion, ceva e n-ai înțeles. Tot e mă bă vine, eu les. Nu dacă la fotbal noi să venim, avem cu ce să ne mândrim. O echipă cam hibrid a câștigat pe Real Madrid. Tu de să închid pe Real Madrid. Și eu băgat pe tăiați în șoc și rifcul lor joc. Și Champions League-ul să mutară în Tiraspol, în altă țară. O țară mică, țară nouă. Parcă e una, dar parcă-s două. De gol, bună seara, la spaniol. Realul pleci întregulat, unde sinea de Zidane. De gol, bună seara, la spaniol. Realul pleci întregulat, unde sinea de Zidane. Desigur, ca de obicei, în anul care vine, vă dorim noi numai bine. Banii să curgă prin buznare pentru un mesă cât mai mare, cu carne, pește, măsline, icri roșii, mandarine, cicalați, tort, jile. Ei, cum și fără o limite? Dacă o să plictiți, când și înțești să mai lichiți, pentru pași în casă, pentru o viață mai frumoasă, bacul la mașină permanent va fi plin, fix așa ca paharul meu cu gin. Și desigur, dacă sunt cu paharul în mână, aș vrea să anunț prognoza pentru anul 2022. În 2022 ne așteaptă scumpirea la gaz până la 17 lei, benzina 27, motorina în general va dispărea din Moldova. Pe plan politic, Ilan Șor, Platon se vor întoarce în Moldova. Placatniuc va întoarce miliardul înapoi, iar Rosati va deveni primar la Negureni. Dacă vorbim despre showbizul autohton, Emelian Crețu s-a rugat la o femeie și acea a acceptat să-i devină mama surogată. Auzi? E te rog frumos să le ieși amarul și dă-i cu așa paharul. Ce-i sunt? Nu-i de urat, am urat! Dar de Sfântul Vasile am uitat.